Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a ironizat pe Vlad Voiculescu după ce premierul Câțu i-a cerut să prezinte un raport cu privire la pregătirea în fața valului 3 al pandemiei. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății spune că Voiculescu are nevoie de o singură foaie pentru a explica ce a făcut în timpul celor 3 luni de mandat scurse până acum. Vă ascultam puțin mai devreme că domnul prim-ministru a cerut ministrului sănătății să facă conferință de presă săptămânală cu ceea ce face sau ce a făcut. Sincer să fiu, dacă punem acum, luăm o foaie A4, nu știu dacă reușim să umplem prima treime a acestei foaie A4 cu ceea ce a făcut legat de controlul acestei pandemii. Și vă spun serios, chiar nu văd lucru concret, îmi pare rău. Medicul Alexandru Rafila a vorbit și despre situația locurilor de la ATI, iar acesta susține că pacienții ar trebui să aibă mai multe oportunități de puncte unde să se testeze. Am auzit o propunere, sigur, ea poate fi aplicată, să testezi la farmacii. E foarte bine, dar cred că și cabinetele medicilor de familie ar putea să constituie un loc unde oamenii să se testeze. Ei se testează acasă pentru că n-au unde să se testeze, să fim serioși. Nu merge nimeni la unitatea de primiri urgențe, la un spital, dacă are o simptomatologie, să spunem, discretă. Și atunci lucrurile scapă de sub control. Alexandru Rafila nu îi condamnă pe cetățenii care se testează acasă și spune chiar că aceștia nu au de ales. Dacă ei n-au unde să se testeze, atunci spune că nu vor să se testeze, se testează singuri. Adică mi se pare aici tot așa o chestiune mai mult de, cum să spun eu, de PR decât de responsabilitate. Îmi pare rău că spun lucrurile astea, dar chiar așa este.